surprinzătoare din partea premierului Ciolacu este vorba de nota pe care a luat-o la bacalaureat. Vă reamintesc faptul că premierul a spus în repetate rânduri că nu mai ține minte ce notă a luat, a fost chestionat de mai multe ori în legătură cu diploma sa, iată ce răspunde. Orice om normal, aseară după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă. Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu n-am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la bacalaureat. Oameni buni, eu bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele, să închidem acest circ, care la început l-am crezut că este unul pur și simplu într-o limită normală. Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 703, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licență. Mulțumesc mult tare pentru înțelegere. Premierul Ciolacu încercând să dezamorseze o bombă electorală pentru că a fost criticat pentru lipsa de studii, pentru faptul că nu spune mai exact ce a absolvit, când și care sunt condițiile în care a primit diplomele și de bac și de licență. Acum încearcă Marcel Ciolacu să lămurească această chestiune. Ce impact electoral va avea? Discutăm împreună cu invitații în această seară. Domnul Valeriu Turcan, consultant politic, domnul Emanuel Cernat, analist de politică externă, îl așteptăm și pe domnul profesor Ioan Bogdan Lefter. Mulțumesc foarte mult, domnul, pentru prezență. Valeriu Turcan, 703 la BAC și 9 la licență. 703 ca tot românul, în prima sesiune, a lămurit-o, a profitat de această șansă pe care a avut-o să se victimizeze, s-a poziționat ca un om mediu, fără aspirații prea înalte, cu un parcurs absolut normal. Fără aspirații prea înalte? La momentul respectiv, acum 38 de ani, cu 703, nu cred că puteai să faci foarte multe lucruri. De altfel, domnia sa a și explicat. A muncit, tatăl domniei sale a spus, durata poți, hai la muncă. Este povestea construită astfel încât să pară pentru foarte mulți români o poveste cu care și ei s-ar putea identifica. Nu cred că din această chestiune Marcel Ciolacu ar putea să piardă puncte având în vedere campania prezidențială pe care o traversăm acum. Altele sunt lucrurile ciudate din biografia domniei sale. Anii 90 au fost niște ani de devalizări. Cât a prăduit Omar Haisam în județul Buzău, în mod special în zona Nehoiu, Foresta Nehoiu, o întreprindere de stat, cu care a defrișat sute de hectare, care au fost transformate în cherestea, duse în portul Constanța și cărate cu foarte puține reguli aplicate la momentul respectiv, în afara frontierelor țării, spre Orientul Mijlociu. Foarte mulți bani s-au făcut în anii 90 în Buzău, din privatizări sau relații între politicieni locali și potentați locali, între care Omar Haisam a fost o persoană de vază la momentul respectiv. Deci nu cred că această chestiune, acest episod al diplomei de bacalaureat o să se transforme în ceva problematic pentru domnia sa. Pe de altă parte, vă mai fac mărturisire, în această țară au fost campanii electorale pentru prezidențiale realmente foarte dure. Cine să spună ceva de domnul Ciolacu, mai contondent? Domnul Ciucă, Mircea Joană, Elena Lasconi, George Simion. El are un parcurs, din punctul meu de vedere, am și scris în această seară pe Facebook, foarte prudent. Încearcă să evite toate capcanele, să le atenueze, să detensioneze situații, fără să pretindă că este vreun membru al Academiei Române. Dar, dacă vă uitați și la acele fragmente din începutul ședințelor de guvern,
nu vorbește liber pentru a nu risca. Nu îi se pare decadent sau umilitor să citească de pe foaie. Ce primește pe foaie este corect, este coerent, nu face nimic altceva decât să execute. Are un staff care îl deservește, care îi furnizează lucruri, execută și evită orice situație conflictuală. A închis destul de abil și episodul Spitalului Pantelimon și problemele care au derivat din această recalculare pe alocuri straniu făcută a pensiilor în România. Deci, în concluzie, nu văd în acest moment vreun pericol major creat de presă sau de către contracandidații domniei sale la adresa lui Marcel Ciolacu. Și acest episod pe care îl discutăm în această seară, cumva era de pe pagina lui de Facebook? Era de pe TikTok. Ce vă spune acest lucru? A ieșit în fața unui cameraman al partidului, într-un format controlat, nu știm de câte ori a trebuit să repete ce a spus acolo, tăiturile s-au făcut ca la carte, un episod... E un clip de campanie, practic. Un clip de campanie în care joacă rolul omului modest, 703 la BAC, ca tot românul, din prima sesiune. Glumesc, exagerez, evident, la momentul respectiv nu cred că erau două sesiuni în anii 80, dar... Domnule Cernat, m-am uitat cu atenție la declarația premierului și în momentul în care a spus 703, am găsit diploma de BAC, am avut senzația că va încerca să transmită mesajul acesta, sunt mediocru și mândru de asta. Însă, imediat, a adăugat că a absolvit cu 9 facultatea, că a luat 9 la licență. De fapt, ce transmite Marcel Ciolacu prin aceste precizări? Faptul că a fost un elev, repet, mediocru, pentru că asta a fost, dar un student foarte bun. Își transmite prin astfel de mesaje ideea că a avut o ascensiune permanentă și că fiecare a respectat fiecare dintre etape? Mai mult decât atâta, Marcel Ciolacu mă arată pe de-o parte că pe lângă această notă normală, pentru că niciodată nu s-a erijat în mai mult decât este, întotdeauna a pozat în acel om simplu, acel om normal, fără a avea pretenții academice, așa cum spunea foarte bine domnul Turcan mai devreme, iar de asemenea a folosit acest prilej pentru a răspunde dintr-un foc la două întrebări, pentru că au fost aceste două acuze care au fost aduse, respectiv nota de la bacalaureat și acea ambiguitate cu privire la nota pe care a obținut-o, dar și controversa privind absolvirea unei facultăți care la momentul respectiv nu era acreditată. În acest fel, el a trecut foarte elegant peste acest amănunt al faptului că universitatea respectivă nu era acreditată la acel moment și a pus accent numai pe acea parte în care spunea de nota foarte bună pe care a obținut-o la examenul de absolvire al facultății. M-aș întoarce puțin însă și la această folosire a TikTok-ului, pentru că aceasta atrage atenția. Este foarte interesant faptul să ne amintim de clipul de lansare a candidaturii domnului Marcel Ciolacu, acel clip făcut pe repede înainte, în care a fost comentat de către toată lumea, în care părea destul de stingher, de ne la locul lui. Iată că de această dată este clar că este mult mai studiată regia acestui clip. Folosește acest canal care se adresează preponderent unei zone tinere. Arată în acest fel că nu se adresează mesajul său numai electoratului tradițional, ci încearcă de asemenea să se îndrepte și către o arie nouă a electoratului, o arie nouă a electoratului care știm că nu mai pune atât de mare preț pe notele obținute la examene de genul examenului de bacalaureat. Domnule profesor Lefter, totuși dacă te adresezi unei zone de electorat tinere pe TikTok 703, când vii cu această notă și spui am luat 703 la BAC, reacția tânărului, mă gândesc, este dar de ce să ne conducă cineva care de-abia a absolvit liceul? Așa e, e cam mititică nota de BAC. N-am reținut dacă era formularea domnului Ciolacu sau a dumneavoastră, ca tot românul. Nu, a dumneavoastră. Sunteți un potențial, sau ați fost înainte de 90, un potențial profesor foarte exigent, pentru că se luau note mari la BAC. 703, puțin luau, atât de puțin. Nu de bine, dar sunt și eu de acord că
electoral vorbind, nu e un subiect de foarte mare impact. De ce? Pentru că, sigur, din perspectivă intelectuală, și noi avem toți studii, presa e formată, nu, e operată de jurnaliști care sunt intelectuali prin studiile acumulate, și audiența de televiziune a dumneavoastră, a altor instituții de presă, e sensibilă la acest subiect. Însă, trebuie să nu ne iluzionăm, formăm o minoritate, statistic vorbind, din societate. Majoritatea este mai degrabă cu studii mai modeste și nu va fi atât de sensibilă la acest subiect. Asta Doamne profesor, vă întrerup pentru că vedem în acest moment imagini în direct din Israel, de la Tel Aviv. Acolo sunt proteste pentru a treia zi consecutiv. Mai devreme o încleștare între forțele de ordine și protestatari. Se cere demisia premierului Netanyahu. Vă reamintesc faptul că protestele au început duminică seara. Au fost atât în Tel Aviv, cât și în Ierusalim, cât și în Haifa și în alte orașe din Israel. Protestatarii, vă spuneam, cer demisia premierului Netanyahu pentru felul dezastruos în care a gestionat criza ostaticilor. Duminică au fost descoperite cadavrele a 6 dintre ostaticii luați de Hamas la 7 octombrie. Din informațiile date de armata israeliană, ei fuseseră executați cu puțin timp înainte de a fi găsiți de către armată. Această descoperire a provocat furia mulțimii, care pentru a treia zi consecutiv cere în stradă demisia premierului Netanyahu. Vedeți acum, vă spuneam, imagini în direct din Tel Aviv. S-au adunat în aceste seri, în aceste zile, sute de mii de persoane. Cerința este aceeași, Netanyahu trebuie să plece. Premierul israelian nu pare însă că are de gând să demisioneze. Promite și cere scuze societății israeliene pentru faptul că nu a putut salva ostaticii, însă promite că nu va renunța la politica pe care o duce în acest moment în Gaza și în relația cu statele arabe. Revenim la discuție. Domnule profesor, vorbeați despre nota mică luată de Marcel Ciolacu la Wagner și de impactul electoral. E destul de greu de reluat subiectul după ce ați făcut această legătură în direct. E chiar un contrast care ne arată poate cât de jos se joacă în România cursele electorale, competițiile electorale. La votul, nu suntem în situația Israelului. Sigur, nu mă refer la asta. Nu vreau să spun că ar trebui să aibă loc confruntări de stradă în România, ci că temele ar putea fi teme mai serioase, care să însemne viziuni politice, chiar viziuni geopolitice, pentru că nu și ce se întâmplă în Gaza și ce se întâmplă în Ucraina țin de contemporaneitatea vecină cu noi și nu prea vedem lucruri de felul ăsta pe piața politică românească. E adevărat, cu, să spunem, circumstanța atenuantă că, conform căreia principalii candidați, care or fi ei, că sunt cam mulți și cam împart, pare să, electoratul, sunt totuși pro-occidental, pro-NATO și deci nu pare România să se îndrepte în urma alegerilor care au mai rămas, prezidențiale și parlamentare. În orice caz, majoritatea parlamentară va fi pro-occidentală. Nu pare să România să se îndrepte spre o schimbare de statut, de poziționare geopolitică, încât poate să zicem că de asta nu se discută. Ce se întâmplă, sigur, în Israel, în Gaza, e teribil. Dar nu intrăm acum într-o discuție despre asta. Ca să completez totuși subiectul prim, domnul Ciolacu într-adevăr încearcă să joace cartea asta a modestiei, știind că majoritatea largă a electoratului, asta începusem să spun, e o majoritate mai puțin sensibilă la performanțele intelectuale. Însă, dincolo de aceste evaluări pe care le facem, și cred că până la urmă ne îndreptăm către ideea comună că
domnul Ciolacu nu pierde mult electoral din faptul că se dezvăluie că nu are studii grozave. Dincolo de asta însă rămâne și fondul subiectului. Și anume, cine e suficient de calificat pentru a conduce o țară, pentru a conduce țara noastră. Am avut până acum 4 președinți, dintre care 2 profesori, Emil Constantinescu și actualul președinte Klaus Iohannis. Ion Iliescu, cu istoria lui de studii în Uniunea Sovietică, este totuși un intelectual cu multe pe care le putem spune despre el, foarte critice, dar un om cu lecturi. Traian Băsescu venit și el mai din viață, dar totuși, dincolo de jocul de scenă popular, dacă nu direct populist, un om care acumulase și el studii și experiență pentru a fi comandant de navă, șef de misiune, nu mai știu exact cum, în Belgia, parcă. Deci, nu era chiar un intelectual strălucit, dar nici cu 703 la BAC, ca să zic așa. Deci, problema acum, problema de fond, care poate nu va avea efect direct la urne, asta este. Ar trebui să ne uităm mai cu atenție la candidați și să vedem ce studii au, ce pregătire, ce viziune, cum am spus, politică și geopolitică, încât țara noastră să fie bine condusă. Un candidat cu studii care susține că ne poate reprezenta fără niciun fel de problemă, ne poate reprezenta onorabil la nivel internațional, este Mircea Joană. Asta spune domnia sa despre intenția de a candida la alegerile prezidențiale și un prim pas făcut astăzi, o notificare a lui Mircea Joană către NATO, va renunța pe 10 septembrie la funcția de secretar general adjunct pentru a putea participa la competiția prezidențială. Nu avem, Valeriu Turcan, încă un anunț oficial din partea lui Mircea Joană. Știm astăzi că a notificat NATO că vrea să-și încheie mandatul pe 10 septembrie să plece de acolo. De ce atâta ezitare și la Mircea Joană? 10 septembrie, probabil că imediat după aceea va și face anunțul oficial. Nu cred că a fost o ezitare. Mie personal mi s-a părut aproape cert că domnul Joană va candida încă de prin mai. Și n-am avut dubii cu privire la o eventuală candidatură. N-am știut momentul și cred că momentul a fost ales printr-o coordonare cu secretarul general NATO, pentru că nu poți pur și simplu să ții vacanță de la NATO, nici să-ți dai demisia cu multe luni înainte de finalul mandatului. Și mie mi s-a părut, asta nu știu cum a rezolvat-o domnia sa cu NATO, dar mi s-a părut că a fost angrenat într-o mulțime de acțiuni politice, de creșterea profilului public în România și de revenire în actualitate, încă de la jumătatea anului trecut. Mircea Joană mergea prin țară la sigur, deci mult înainte locale. De aprilie, absolut. Mai cum ați spus anul ăsta. Evenimente a locale. Publicat cartea anul trecut. Conferințe, lansări de carte. Ce înseamnă o lansare de carte la un om politic? Tot un pretext pentru a fi în atenția presei locale, pentru a genera discuții cu electoratul interesat din respectiva zonă și așa mai departe. Deci, domnia sa a avut un plan. Cred că și-a calibrat strategia în conformitate cu angajamentele la NATO și cred că urmează să facă un anunț în câteva zile. Ce mi se pare mie mai interesant este cum va defini domnul Joană, candidat la președinția României în 2004, relația cu PSD, Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis. Fac o distinție între PSD, unde a fost președinte de partid, și Marcel Ciolacu, care a împărțit aceeași masă acum câteva săptămâni. Pentru că interesele PSD-ului sunt de o natură și interesele personale politice ale lui Marcel Ciolacu sunt de altă natură. Și de asemenea, cum se va referi la președintele în funcție? Pentru că toți candidații încearcă să se definească și prin raportare la mandatul prezidențial. Ori mai sunt câteva luni de zile în care președintele Klaus Iohannis nu va fi niciun caz un spectator. Și domnia sa își va pregăti o revenire în zona publică după epuizarea mandatului prezidențial.
Aici cred că ar trebui să fie domeniile principale de interes, apropo de Mircea Joană, și desigur profilul. Care sunt trei cele mai importante idei relevante legate de modul în care el vrea să ia România așa cum se află ea acum și să o îndrepte către o direcție, nu știm care va fi, dar va trebui să ne o creioneze cu o metaforă, să vedem încotro vrea domnul Mircea Joană să ne ducă. Aici sunt marile... Nu e un personaj necunoscut opiniei publice din România, a avut o șansă, dar din punctul meu de vedere, cred că are o șansă mai mare acum decât cea pe care a avut-o în 2009. Pentru că eu fiind implicat direct în campania prezidențială a președintelui Băsescu și ocupându-mă de media, evident, îmi sunt foarte clare multe momente, inclusiv pregătirea dezbaterilor cu Mircea Joană. Și a fost un candidat foarte simplu de învins în dezbateri. Pe de altă parte, tot ducându-mă cu gândul la 2009, și cred că asta, fac o paranteză, de multe frisoane lui Marcel Ciolacu astăzi, în PSD, în mod tradițional, au existat baroni locali cu agendă separată. PSD-ul o fi având el o agendă, președintele o fi având el o agendă, dar noi avem altă agendă. Constanța, de exemplu, unde Mircea Joană a pierdut și multe alte județe. E un animal foarte complicat și dificil de strunit, Marcel Ciolacu. Și părerea mea este că dacă el... PSD-ul ca partid. PSD-ul este un partid foarte greu de strunit. Și de aceea cred că Marcel Ciolacu, aproape în toate împrejurările cheie în care îl vedem, este însoțit totuși de niște oameni cu o experiență foarte bogată. Neacșu și Grindeanu. Nu întâmplător. Ceea ce nu se prevede la Nicolae Ciucă. Aș face însă următoarea remarcă. Mircea Joană a fost ușor de învins în dezbatere, pentru că era în dezbatere cu Traian Băsescu. V-aș reaminti faptul că acum va dezbate cu Marcel Ciolacu și cu Nicolae Ciucă. Lucrurile sunt ușor, dar diferite. Dar iertați-mă, și Mircea Joană a mai făcut o facultate, să nu-i spun un postdoctorat, la NATO, adică experiența lui din 2024 nu se compară cu experiența din 2009. Ar putea și cred avea că a învățat aceste... foarte multe lecții. Ar putea nu? Avea aceste aturi. Și mai are un avantaj. El a strunit, a condus, a încercat să strunească animalul la momentul 2009. Are experiența faptului că el știe dinăuntru și anumite, poate, lucruri legate de Marcel Ciolacu și modul în care funcționează PSD-ul. Vom vedea dacă PSD-ul din 2024 e la fel în linii mari cu PSD-ul din 2009, însă domnul Joană are o mare problemă. Nu are partid. De aceea apar speculații cu privire la o nouă formațiune politică, ar urma să apară înainte de alegeri. E vorba despre acea alianță între mai mulți independenți. Au încercat să-și facă grup parlamentar, însă conducerea Camerei nu a acceptat acest lucru. Cert este că acești independenți vor să se grupeze înainte de prezidențiale și de parlamentare. Se vorbește din ce în ce mai mult de faptul că ei ar fi de fapt un partid pentru Mircea Joană, însă liderul acestei noi formațiuni, deputatul Vlad Gheorghe, spune că nu s-a luat nicio decizie. Să vedem. Noi încă n-am făcut nicio alianță. Eu pot să vă spun că nu am semnat nimic, nu am bătut palma cu nimeni, nu mă vedeți nicăieri. Eu în continuare v-am spus, încerc să convin cât mai mulți dintre foștii candidați sau oameni care n-au candidat să se alăture în această alianță. Este o muncă extrem de grea. Bineînțeles că este extrem de important, după cum am mai spus, este strategic să existe un sistem care să ne salveze voturile pe cât se poate. Prin urmare, nu pot să vă spun în acest moment cine, cum, unde va candida. Este foarte important pentru orice candidat să aibă în secțiile de votare reprezentanți atunci când se numără voturile. În cazul independenților, legea nu permite acest lucru și atunci este foarte important, domnule Cernat, ca domnul Joană să aibă un partid. Este acesta partidul domnului Joană, așa cum se spune, sau mai urmează mai loc de un nou partid? Adevăratul partid al lui Mircea Joană. Este foarte adevărat ce spuneți. Istoria ne-a arătat că întotdeauna orice candidat care nu beneficiază de susținerea unei structuri de partid extrem de complexe are o șansă redusă de a câștiga alegerile. Din acest punct de vedere, încă de la începutul
epopei candidaturii potențiale a lui Mircea Joană, s-a vorbit despre acest mare handicap pe care îl are respectiv absența unui partid. Și aici este cu atât mai ciudat cu cât se vorbea și mai devreme. Mircea Joană este până la urmă, dintre toți candidații, acel candidat care și-a anunțat în mod voalat, cel mai de demult, intenția de a candida la președinția României. Faptul că nu a reușit până în acest moment să își creeze această structură de partid care să-l susțină, poate într-adevăr să reprezinte pentru domnia sa o piedică. Cu toate acestea, acest partid care încearcă să fie format astăzi, mă rog, care a fost creat, dar care încearcă să fie acreditat drept partid parlamentar pentru a putea avea dreptul la observator în secțiile de vot, s-ar putea să nu fie totuși acea formațiune politică care, pe care se va sprijini Mircea Joană. Spun acest lucru și uitându-ne puțin la componența extrem de eclectică acestui partid, care are în rândul său foști membrii PNL, foști membrii USR, foști membrii AUR, un fost parlamentar UDMR, un fost primar PSD. Avem într-adevăr o stăcătură foarte ciudată, un amalgam ciudat. Un fel de coaliție, să spun, un fel de coaliție națională a independenților. Mai degrabă aș pune apariția acestui partid și pe seama unui alt factor, respectiv, în acest moment se definitivează listele de alegeri pentru toate partidele. Iar foarte posibil ca o parte dintre acești parlamentari care au ales să se înscrie într-o nouă formațiune politică să fi știut că nu vor mai prinde un loc în viitoarele alegeri. Știm, de exemplu, despre cazul unuia dintre foștii parlamentari PNL, care era în proces de a fi exclus din PNL și atunci, în mod cert, nu ar mai fi prins aceste liste ale alegerilor parlamentare. Și atunci este foarte posibil să fi fost un pic inversă situația, respectiv politicienii aceștia să încerce să călărească valul de simpatie pentru Mircea Joană, în speranța că vor reuși astfel să-și asigure o realegere pe listele acestui viitor partid la alegerile din luna decembrie. Domnule profesor, încă spuneam o piesă din puzzle-ul prezidențial, Mircea Joană va candida, se tot amână formalizarea candidaturii lui Nicolae Ciucă, va fi un Consiliu Național pe 15 septembrie, el trebuia inițial să fie pe 2, apoi pe 7, acum în final pe 15. Motivele oficiale pentru amânare sunt cele legate de logistică, de organizare. Consiliul Național are un număr mare de membri. Se poate întâmpla ceva acolo la Partidul Național Liberal? Nu cred. E prea târziu să se mai facă o înlocuire. S-a luat și o decizie recentă, din nou prin vot în conducerea colectivă, de susținerea domnului Ciucă. Poate că la capitolul logisticii, cum ați spus, a capitolul preparativelor laborioase pentru o viitoare întâlnire de tip congres a PNL, ar trebui să introducem și cartea domnului Ciucă, în legătură cu care săptămâna trecută a dat un interviu directorul editurii Parcă Rao, care a spus că în sfârșit cartea a fost predată editurii, dar n-a putut să dea un termen de apariție, pentru că a spus că trebuie citită, finisată, trebuie redactorii să-și facă datoria, apoi tehnoredactorii. Și pe urmă să se trimită la tipar. Cum ar fi să se țină congresul, să se anunțe triumfător candidatura a domnului Ciucă la președinție și cartea pentru care au fost milioanele alea de euro cheltuite pentru panotajul în legătură cu care au apărut și glume și atâtea și atâtea, să nu fie nici atunci scoasă, tipărită. Probabil că trebuie pus și asta la pachet. Până atunci se va tipări, sunt convins. În legătură cu acest mic nou partid, aș adăuga și eu ceva, dacă îmi dați voie, nu prea mi se pare compatibil cu Mircea Joană. Liderul Vlad Gheorghe pare să fie liderul acestui grup eteroclit. Vine din USR, nu pare să fie o apropiere politică, ideologică, deloc. Domnul Vlad Gheorghe e, într-adevăr, în mod public, un caz ilustrativ pentru ce ați spus, domnule Cernat, adică n-a mai fost primit, nu și-a plătit cotizația, s-a certat cu colegii de partid și nu mai face parte din USR, nu mai poate candida, a vrut să candeze din nou la europarlamentare, nu l-au pus pe listă.
Deci e un asemenea caz. Mă întreb dacă nu stau destul de bine aici la cunoașterea exactă a legislației, dacă nu este suficient acea platformă civică înregistrată și care și-a anunțat susținerea pentru Mircea Gioană, care se ocupă inclusiv de strângere de fonduri, dar de ce e suficient atunci coaliția, platforma de tip coaliție UDMR, care reunește partide și organizații civice? Partid parlamentar. Este partid parlamentar. Nu, este formațiune parlamentară. Este înregistrat și este înregistrat ca partid politic. Trebuie să fie înregistrat ca partid include politic. Include și organizații civice. Da, include deci, și organizații civice, iar domnul Gioană are într-adevăr o notorietate foarte mare și poate chiar și susținere complicități în complicatul partid PSD, poate și în altele. Îmi amintesc că în urmă cu 2 luni, 1 lună jumate, presa a devoalat, a dezvăluit un mic episod de participare a domnului Gioană la un eveniment de tip sărbătoare rurală și primarul de acolo, când oamenii au început să huiduie, pentru că probabil pro-PSD fiind știau, urmărindu-l pe Marcel Ciolacu și pe liderii PSD, că Gioană nu e mai dușman, și primarul de la microfon a spus: liniște, ce faceți? Că aici e viitorul președinte al României, cum vă permiteți? Ceva de genul ăsta. E, s-ar putea să vedem, cum ați spus, lucruri complicate. Să vedem cum va arăta campania electorală. Scurtă pauză, revenim și discutăm despre măsurile cu mare impact electoral luate de guvern și, desigur, cu mare impact bugetar, pentru că vorbim de scoaterea impozitului pentru pensiile mai mici de 3.000 de lei, dar și de amnistie fiscală. Pentru cine? Pentru răuplatnici. Revenim! Două măsuri importante luate de guvern fix înainte de alegeri. A fost anunțată astăzi, a trecut și proiectul de lege prin care pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate, și o amnistie fiscală. Amnistie fiscală pentru răuplatnici. Executivul se laudă că va aduce 10 miliarde de lei în plus la bugetul de stat. O măsură care, nu-i așa, ar trebui să reducă deficitul. De fapt, o măsură prin care sunt iertați cei care nu și-au plătit datoriile și apare discriminare fățișă față de cei care au fost corecți și au făcut acest lucru. Tot în goana după bani la buget, guvernul vrea să taie cheltuielile bugetare, să mai facă rost de niște bani, iar măsurile sunt propuse de executiv sunt absolut, absolut spectaculoase și vă citez: nu mai au voie instituțiile publice să cumpere mobilier nou sau cărți, nu se mai fac cursuri de pregătire pentru angajanți, nu se mai face niciun fel de, nu se mai plătește niciun fel de consultanță, și cea mai tare dintre aceste măsuri, fără stimulente pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene dacă sunt în concediu. Prin urmare, o lovitură practic dată acestora, dacă sunt în concediu, nu vor mai beneficia de sporuri. Și cam aceasta este viziunea executivului despre cum ar trebui să arate bugetul României. Sunt Valeriu Turcan, două măsuri anunțate astăzi, mă rog, cea cu amnistia fiscală intră în vigoare în noiembrie. Zic că este doar o coincidență că atunci avem și primul tur al alegerilor prezidențiale, așa mă gândesc. Da, statul are nevoie disperată de bani, nici nu vreau să mă gândesc la cât a ajuns deficitul, în mod cert după mine a depășit 7%, dacă nu fi în buza lui 8%. 1. În general, veniturile cred că au crescut cu aproximativ 14%, cheltuielile cu vreo 25%. Și se imaginează tot felul de modalități prin care să se dea semnalul optimizării cheltuielor bugetare. E drept, acele cursuri pe litoral sunt o formă, era o formă mascată de turism pentru sistemul public, care se practica de foarte mulți ani de zile. Valeriu, comandamentul politic pentru 2024 a fost foarte clar.
nu facem niciun fel de reforme în zonele sensibile, nu vrem să dăm vești proaste, nu vrem să ne antagonizăm categorii sociale din zona bugetară, pentru că avem alegeri. Din punctul meu de vedere, dacă vă uitați la această campanie pe care o duc magistrații pentru tot felul de venituri, mulți la recentele alegeri locale s-au pus chiar în birouri electorale pentru 30.000, 40.000, 50.000 de lei. Ar trebui cumva gestionată și politic. Cineva ar trebui să le spună, fraților, procurori și judecători, încălcați un principiu constituțional dacă voi vă imaginați că bugetul țării îl decideți voi. Sunteți în afara Constituției. Nimeni nu îndrăznește să abordeze o asemenea chestiune. De ce? Domnul Ciolacu nu vrea să antagonizeze și nici domnul Ciucă și nimeni, în general, această categorie foarte influentă. Ideea este că eu n-am văzut în ultimii 3-4 ani de zile un efort serios al cuiva din zona publică spre optimizarea cheltuielor bugetare. Toți cei care lucrează în zona publică știu că există în fiecare instituție un 40-50% care muncește și care preia și sarcinile restului de personal care încearcă, dintre care foarte mulți, ori sunt aduși pe pile, ori încearcă să se fofileze. În zona publică, sentimentul dominant este că unii muncesc foarte mult, alții mai puțin, dar că toți sunt plătiți la fel. Ori nu cred că a fost vreun ordin politic, dacă vreți, vreun comandament politic să se optimizeze, să se facă o calibrare, o reducere, o căutare a găurilor negre. Nu vreau să mă mai gândesc ce se întâmplă în companiile de stat. De exemplu, CFR Călători, nu CFR Infrastructură, avea pierde jumătate de miliard acum un an, acum are 2 miliarde. Gândiți-vă. Inflația, probabil că... Nu, nimeni nu vrea, nimeni nu vrea să vadă în realitate ce se întâmplă cu aceste găuri negre. De ce? Nu e oportun. Nu vorbim de subiectul nu există, că avem 8% deficit bugetar. Nu contează. Contează foarte tare, pare că nu, domnule Cernat, pentru Guvernul României, dar pentru Bruxelles și pentru instituțiile financiare și pentru băncile care ne-au împrumutat, contează. Însă vreau să vă întreb pe cine păcălește, de fapt, Guvernul cu aceste măsuri. Las la o parte impozitarea pensiilor sub 3.000 de lei. 3.000 de lei o pensie pentru orice fel de persoană este de neacceptat. Pot să înțeleg aceasta și e normal să fie această măsură. Dar când tu ai de acoperit un deficit de peste 100 de miliarde de euro, cum îți imaginezi că o să te creadă cineva că vii și spui că recuperezi 8, inițial în ordonanță erau 8 miliarde de lei de la datornici, brusc au devenit 10 miliarde pe care urma să recupereze și că o să mai aduci foarte mulți bani la buget, interzicând bugetarilor să mai cumpere cărți și mobilier și toner? Este foarte interesant să ne uităm puțin și la situația altor țări din Uniunea Europeană. Și o să vă dau aici exemplul Franței. Franța în acest moment traversează o perioadă de criză politică. Iar ministrul demisionar al finanțelor, Bruno Le Maire, care este unul din cei mai longevivi miniștri de finanțe ai Franței, a ieșit ieri într-o conferință de presă la plecarea din mandat și a făcut un anunț în care a anunțat că Franța se îndreaptă către un deficit bugetar de 5,6%. Această știre a creat un adevărat seism în Franța. Și a ținut prima pagină a tuturor ziarelor și a tuturor programelor de știri din această țară și a generat ample discuții care au depășit inclusiv discuțiile privind numirea viitorului premier al Franței. Vă spun asta ca să înțelegem cum se raportează alte țări la o situație mai puțin gravă decât situația României. România, din păcate, într-adevăr, va depăși la finalul acestui an, în mod cert, pragul de 7%. În acest moment avem undeva peste 4,5%, dar sigur vom trece de 7%. Ce se întâmplă prin aceste măsuri, prin această amnistie fiscală pe care o intenționează să o aplice guvernul, este mimarea unor acțiuni care să poată să convingă Bruxelles-ul să mai împingă un pic un anumit deznotământ nefericit pentru perioada de după alegeri. Inclusiv aceste măsuri de austeritate bugetară, care sunt foarte similare măsurilor
anunțate anul trecut de către guvern și care nu au fost niciodată implementate. Aceste măsuri, cum este limitarea cheltuielilor bugetare pe zona de bunuri și servicii, limitare care să nu depășească suma cheltuită între ianuarie și iulie, cu toate că suma cheltuită între ianuarie și iulie acestui an a fost cu 25% mai mare decât suma cheltuită în perioada similară a anului trecut. Asta înseamnă că, de fapt, până la urmă, ce face guvernul Ciolacu este să-și asume faptul că la finalul acestui an cheltuielile vor fi și mai mari decât anul trecut. În aceste condiții, măsura unei amnistii fiscale care să creeze ceea ce poate fi denumit drept hazard moral, pentru că cei care și-au plătit la timp dările către stat vin astăzi și spun eu de ce am fost defavorizat, chiar dacă guvernul vine și anunță că va oferi o bonificație de 3% în credit fiscal pentru cei care și-au plătit la timp toate taxele, aceste persoane vor spune de ce eu a trebuit să mă chinui până în luna martie să plătesc totul, iar cei care și-au acumulat și au beneficiat de aceste capitaluri până la momentul respectiv sunt scutiți deoparte a acestor cheltuieli și atunci se creează această discrepanță între contributorii la bugetul de stat, o situație extrem de periculoasă și care nu arată altceva până la urmă decât o incapacitate a guvernului de a colecta taxele, pentru că despre asta vorbim. Această amnistie pentru neplata taxelor este o recunoaștere a guvernului Ciolacu că nu este capabil să colecteze la nivel suficient aceste taxe. Pentru că dacă speri ca din bani pe care îi vor plăti contribuabilii să strâng 10 miliarde, înseamnă că suma este mult mai mare și ar fi trebuit să fie colectată deja de către reprezentanții ANAF. Nu este colectată această sumă, de fapt nu guvernul Ciolacu a început problema colectării taxelor, doar guvernul Ciolacu a perpetuat aceeași atitudine pe care statul o are față de datornici. Însă, înainte de alegeri, să vii cu aceste măsuri, calculând că ele se vor traduce în voturi, e riscant, pentru că n-ai de unde să-ți dai seama dacă marii datornici te vor vota, sau mă rog, datornicii te vor vota pentru că ai dat această amnistie. Pot să înțeleg în cazul pensiilor, dar în cazul amnistiei fiscale? Eu aș spune că subiectul iarăși compozit pe care îl discutăm acum are laturi, fațete, nivele diferite. Cel electoral, da, dar și problema bugetară, care este o problemă independentă de alegeri, PSD-ul va rămâne cel mai important partid ca reprezentare parlamentară, foarte probabil implicat sau posibil implicat în guvernare, deci va fi o imensă problemă. Ce faci? Se prăbușește guvernul în 2025 pentru că lucrurile intră în spirală inflaționistă și așa mai departe. Și al treilea nivel, scandalul recent legat de recalcularea pensiilor. Povestea cu 3.000 de lei pensii până în 3.000 de lei ca să nu fie impozitate este încă o cârpeală care încearcă să salveze subiectul ăsta pe care într-adevăr se conta din partea PSD a domnului Ciolacu ca subiect cu impact electoral și a ieșit ce am văzut că a ieșit. Și atunci se recalculează la unii, s-au gândit să trimită o scrisoare la toată lumea în care se spune că nu le cresc pensiile, ceea ce cred că nu se întâmplă și nu se va întâmpla, pentru că ar risca să intre în alte dandanale, pentru că ar fi o cheltuială bugetară în interes politic. Altfel, am primit cei care aveau de primit acasă înștiințare legată de recalculare. La ce nivel ai pensia? Deci sunt trei nivele diferite. Problema bugetară este enormă. Acolo nu rezolv nimic fără reforme serioase în aparatul de stat. Le puteau face. Aveau o majoritate parlamentară confortabilă. Puteau, nu știu, în primele 6 luni din cele 18 sau cât a fost un an jumate de șefia guvernului pentru domnul Ciucă, să ia niște măsuri de reducere. Putea domnul Ciolacu în primele luni de mandat, are acum în urmă un an și aproape 3 luni de când e prim-ministru. Și după aceea lucrurile s-ar fi reașezat, ar fi fost nemulțumiți niște 10.000, poate 100.000 de angajați care ar fi fost restructurați, dar nu s-ar mai fi scumpit toate, pentru că nefăcând aceste lucruri au alimentat inflația. Și acum nu au niște 100.000 de oameni nemulțumiți de prețuri, ci multe milioane de oameni nemulțumiți de nivelul prețurilor în România. Deci au calculat greșit,
instinctele populiste, electoraliste și așa mai departe, n-au făcut ce trebuie și vor plăti electoral. Vedem, cel puțin PNL-ul e în acest moment într-o evaluare, în toate sondajele, modestă. PSD-ul nu a crescut cât ar fi putut crește în conjunctura asta și cine știe la urne ce se va întâmpla, cine știe cine se va califica pe 24 noiembrie pentru turul 2 la prezidențiale și atunci pe 1 noiembrie dacă vreunul dintre cei doi lideri de mari partide sau poate niciunul dintre ei nu se califică, atunci la parlamentarele dintre cele două tururi de scrutin, candidații calificați în turul 2 își voi trage în sus partidele. E o situație destul de confuză, cred că lumea nu înțelege mare lucru, dar populația, masa, înțelege că au crescut enorm prețurile și că nu s-au calculat bine pensiile. Și aici nu prea se pot rezolva lucrurile, totul s-a dus spre deficitul ăsta bugetar enorm, nu e bine, nu e deloc bine. Scurtă pauză de publicitate, revenim imediat, vorbim despre riposta criminală a lui Putin, peste 50 de morți și peste 250 de răniți. După două rachete trase în Ucraina, rachete balistice și-ar putea fi doar un prim episod, pentru că Iranul se pregătește să livreze Rusiei rachete balistice. Veți vedea și de ce consideră Moscova pe Maia Sandu mai rea decât naziștii. Revenim!